Bună seara și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii Dosarele Minții, dincolo de taburi și de canapeaua lui Freud. Aș dori să încep în acest moment prin a mulțumi tuturor celor care au făcut acest demers posibil și implicit invitatei mele din seara aceasta, Veronica Trandafir, profesor asociat în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din București și totodată doctor în Științele Educației. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și pentru că ați acceptat această provocare. Mulțumesc și eu, Ana. Bună seara, stimați telespectatori și dragi telespectatori. Mă bucur să fiu aici alături de tine, având în vedere că ești eleva fiicei mele, fosta eleva fiicei mele. Emoțiile sunt și mai mari în contextul acesta, dar îmi face o deosebită plăcere să stăm de vorbă împreună în cadrul acestei emisiuni. De asta pot să vă asigur și eu că am foarte mare emoții, pentru că cu doamna Petroșel am avut o relație deosebită de-a lungul anilor de liceu. Am și menționat în câteva ocazii că datorită dumneai am descoperit pasiunea asta pentru psihologie și că dacă nu ar fi fost dânsa, probabil că astăzi nu aș fi fost aici. Și acum că sunteți dumneavoastră prima mea invitată, e așa un cadru care mi se pare cumva inedit, provocator, mi se pare că se mulează perfect pe ceea ce mi-am dorit de la emisiunea asta. O să încep cu o întrebare pe care o voi adresa tuturor invitaților mei. De ce psihologie? Cum ați descoperit dumneavoastră pasiunea pentru psihologie? Păi, e foarte mult timp de atunci. Eram undeva în clasa 9, elevă la liceul pedagogic și am constatat că această disciplină de învățământ, psihologie generală, pe care noi am studiat-o începând cu clasa 9, mi se potrivește. La început nu am găsit un argument așa solid prin care să-mi motivez atracția pentru această disciplină, dar mi se părea o materie care vine atât de ușor și se pliază pe nevoile mele de dezvoltare personală și nu numai de dezvoltare personală. Mă gândeam că în timp toate aceste informații pe care eu o să le capăt la psihologie o să mă ajute în cariera didactică pe care o începusem odată cu admiterea la liceul pedagogic. Mi-ați aruncat o minge fantastică la fileu cu această psihologie generală, pentru că această primă lună a emisiunii va fi dedicată miturilor generale din psihologie, iar această temă se adresează în mod direct miturilor despre psihologie și psihologi. Am pregătit 10 mituri pe care le vom discuta în această seară și care sper eu să fie mai bine înțelese după discuția asta la nivelul publicului larg. Primul mit: psihologia este un domeniu care se ocupă de fenomene paranormale. Aici simt nevoia să fac o paranteză și să spun că mi se pare incredibil de câte ori am avut conversații, poate că s-au întâmplat la o cafea sau s-au întâmplat la o țigară sau s-au întâmplat pe holurile facultății sau oriunde, într-un context oarecare, și cineva venea și mă întreba: băi, tu ești psiholog, asta înseamnă că tu citești minți, tu auzi de fantome, tu te ocupi cu chestii din astea, cum ar fi telepatia. Și eu în momentul ăla făceam așa ochii mari și mă gândeam: cum ai ajuns la concluzia că eu aș putea să studiez fantome? Da, din păcate este și o astfel de interpretare legată de domeniul psihologiei. Din păcate, din fericire, acum fiecare cum interpretează. Știm și sunt convinsă că și tu de asemenea știi că sunt multe mituri care sunt legate de domeniul psihologiei. Unul dintre ele fiind acesta. Cum îl interpretez? Eu consider că multe dintre persoanele care interpretează psihologia sau definesc psihologia în contextul acesta al fenomenelor paranormale nu citesc suficient de mult sau nu acordă o atenție deosebită definirii conceptului de psihologie și atunci asociază conceptul cu ce li se pare așa ca termen mai apropiat de ceva care nu este foarte bine înțeles. Că dacă ar fi să definim psihologia, parcă nu s-ar lega deloc de conotațiile acestor doi termeni, fenomene paranormale.
ne ducem la dicționarul explicativ al limbii române și ne gândim fenomene paranormale, găsim acolo definit această structură lingvistică în felul următor, ceva ce este în afara realului. Ori psihologia nu are ca domeniu de știință ceva ce este în afara normalului, ci dimpotrivă. Psihologia încă din antichitate s-a dovedit a fi interesată de tot ceea ce înseamnă om, suflet. Ne aducem aminte de termenii de început, da, de definirea veche a termenului de psihologie, de la psihe, suflet, și logos, știință. Așa că știință, fenomene paranormale, e drept că ajungând târziu să fie considerată o știință psihologia, multe din aspectele de care s-au ocupat în timp și pe care le-a prezentat în timp au fost interpretate fie din punct de vedere religios, fie din punct de vedere filozofic, și atunci au lăsat loc multor interpretări. Și poate și ăsta este un motiv pentru care mulți apropiați de-ai noștri, da, consideră că îi putem apropia psihologia de fenomene paranormale. Bineînțeles, aici avem și mențiunea că într-adevăr avem și acest sector al parapsihologiei care se ocupă de zona asta ceva mai inedită din psihologie și mai puțin explicabilă, dar ce cred eu că este foarte important pentru telespectatorii noștri și pentru toți cei care au un interes față de acest domeniu să înțeleagă, este faptul că psihologia despre care discutăm ca știință, după părerea mea, se focusează pe om și se focusează pe lucruri concrete. Și cu atât mai mult, având și implicarea aceasta recentă din partea neuroștiințelor odată cu dezvoltarea aparaturii, cred că asta nu mai avem o scuză să ajungem la astfel de concluzii și să venim în față în momentul acesta cu niște mituri de genul ăsta. Deci, și atunci corelăm cu ce am spus eu, din păcate, puțin mai devreme, că există și o astfel de interpretare în contextul în care știința, tehnologia au evoluat atât de mult. Într-adevăr, și într-o manieră similară se prezintă și cel de-al doilea mit pe care mi-am dorit să îl atacăm în această emisiune. Psihologia este același lucru cu psihiatria, o altă confuzie care este foarte des întâlnită la nivelul publicului larg. Și bineînțeles, nu o să denigrăm aici rolul psihiatriei, pentru că psihiatria are un rol esențial, psihologia are un rol esențial în ceea ce privește partea de vindecare și lucru cu oamenii, pe partea aceasta de intervenție, dar este foarte important să reușim cumva să disociem cei doi termeni. Corect. Există, din păcate, această confuzie între acești termeni, psihologie, psihiatrie, o confuzie care, zic eu, că la momentul acesta n-ar mai trebui să mai apară, având în vedere că de ceva timp încoace se acordă o atenție destul de mare atât definirii domeniului psihologiei, cât și definirii domeniului psihiatriei. Sigur, corelăm psihologia, care se ocupă de studierea psihicului uman, personalității umane concretizat în personalitatea umană, o corelăm cu psihologul, care la rândul lui este, așa cum știm cu toții, absolvent de studii superioare, da? Facultate de psihologie și științele educației, în cadrul universităților de stat sau particulare, care se dezvoltă ca unități universitare în țara noastră și nu numai, iar dincolo facem corelație între psihiatrie și psihiatru, psihiatria fiind un domeniu corelat cu domeniul medical, deci iată, e totuși o diferență destul de mare, și psihiatru care, pe lângă faptul că are o pregătire medicală de specialitate, termină cei 6 ani de medicină generală, își completează studiile cu partea aceasta de psihologie, ca apoi să poată să se ocupe în mod special de tratarea, vindecarea unor probleme de ordin medical. Deci mi s-a părut mie foarte amuzant atunci când făceam documentarea pentru acest mit și atunci când mă mai consultam cu oamenii,
De aici am și dat titlul acestei prime emisiuni, psiholog, nu farmacist. Mi s-a părut foarte amuzant faptul că în continuare noi mai credem că dacă te duci la psiholog sau dacă primești o trimitere medicală pentru a consulta un psiholog în diverse situații, unii oameni tind să aibă prima reacție, nu mă duc că o să-mi dea o pungă de pastile. Și de aici s-a născut dorința mea de a discuta și de a face delimitarea asta, în primul rând ca pregătire, pentru că psihologul și psihiatrul au pregătiri diferite, și în al doilea rând ca nivel de intervenție. Sper ca în perioada următoare, prin intermediul unor astfel de demersuri, să reușim să trecem un pic peste granița asta și să nu mai fim atât de speriați că psihologul o să ne dea o pungă de pastile. Corect. De altfel, mergem în cabinetul psihologului și discutăm despre problemele noastre personale, despre anumite trăiri, despre anumite comportamente pe care nu le înțelegem la un moment dat în eul nostru personal și dorim să le înțelegem mai profund. Suntem supuși unor teste psihologice, baterii de teste recunoscute la nivel internațional, recunoscute la nivelul Consiliului Psihologilor din România. Stăm de vorbă cu psihologul, îl simțim prietenul nostru. Da, dacă la rândul lui știe și el să empatizeze cu noi, are o relație frumoasă cu cei care sunt clienții lui la un moment dat, sau noi, da, vorbim în general despre noi oamenii, și în contextul în care descoperă că într-adevăr avem nevoie de sprijinul lui, atunci găsește strategia cea mai potrivită, astfel încât, deci strategia, metode, tehnici, strategia cea mai potrivită, astfel încât să ne fie nouă bine și să depășim momentul acela. Mare lucru că am recunoscut că avem o problemă de ordin psihologic. În contextul în care problema este gravă și este și de ordin medical, atunci psihologul nu face altceva decât să ne îndrume să mergem către un alt specialist, specialistul acela să fie un psihiatru. Și acela o să ne dea și medicamentele corespunzătoare diagnosticului pe care l-a identificat. Ei, după o întreagă, da, strategie de observare, de analize, multiple analize medicale și de-abia după aceea rețeta, prescripția medicală este întocmită, pacientul, devenit pacient din client transformat în pacient, se duce, da, la farmacie, își ia medicamentele în conformitate cu rețeta pe care a primit-o de la psihiatru. Din fericire, noi acum nu ne ducem la farmacie, dar ne ducem la următorul mit, care este tot cumva o creație în psihologie. Psihologia nu este o știință, este doar un simț comun, ceva ce poate face toată lumea. Ăsta mi se pare un nivel de creativitate fantastic. Faptul că fiecare dintre noi poate avea niște păreri și poate emite niște judecăți pe baza experiențelor anterioare este într-adevăr un lucru real, este un lucru foarte cert. Dar să ajungem la o definiție a psihologiei care să includă doar simțul comun și ceva ce poate face toată lumea, oricând și oriunde, mi se pare puțin greșit, nu neapărat pentru că nu mi-aș dori ca oamenii să discute între ei, mi-aș dori foarte mult să încurajez discuțiile libere între oameni și să încurajez exprimarea sentimentelor și autodezvăluirea și autoprezentarea mai bună. Dar cred că și aici este nevoie să atacăm puțin problema asta și să discutăm despre cum putem înțelege că psihologul nu este doar o persoană cu experiență, ci este mai degrabă o persoană cu pregătire și cu expertiză în domeniul acesta al vieții umane și al experienței. Este cam greu, din păcate, să înțeleagă anumiți oameni acest aspect. Îmi pare rău să spun acest lucru, pentru că vorbesc despre semenii noștri. E foarte important, într-adevăr, să ajungi la concluzia la un moment dat că te cunoști foarte bine, că poți să te autodepășești în diverse situații cu care viața te confruntă, și
totuși să nu acorzi o atenție cuvenită specialistului în domeniu. Să confunzi faptul că psihologia, după 1897 încoace, nu a devenit o știință. Noi știm totuși, din punct de vedere teoretic, că undeva în 1897, într-un laborator, s-au făcut experimente, da? Iar Wundt, germanul Wundt, a reușit să treacă de la știința aceasta empirică a psihologiei, că se experimentaseră și alte lucruri, dar din punct de vedere științific nu ajunseseră așa de departe. Odată cu experimentele, ele au determinat ca știința psihologie să devină cu adevărat o știință. La momentul 2021 nu cred că mai putem spune că psihologia nu este o știință. Are domeniu științific, da? Și am zis noi mai devreme, viața psihică, procesele psihice, da? Personalitatea, concret, da? Personalitatea umană, cu caracteristicile acesteia. De asemenea, sunt metode pe baza cărora descoperim atâtea lucruri despre om, despre toate caracteristicile personalității acestuia, în afară de experiment, observarea, vechea observare, dar cu conotații noi, studiul de caz și acesta înnoit, de asemenea, foarte multe alte metode care s-au îmbunătățit datorită științei și tehnologiilor moderne. Nu mai putem să spunem că psihologia nu este o știință. Și aici am putea și să facem o glumă și să spunem că dacă Freud pe vremea lui făcea experimente pe sistemul nervos al țiparilor, noi în momentul de față avem RMN-uri și avem aparatură cu care putem să investigăm întreaga imagistică a creierului în momentul în care încercăm să descoperim cum funcționează un anume proces. Deci nu mai suntem încă în etapa țiparilor. Sigur că da, sigur că da. Deci ar trebui să depășim cu toții acest, să zicem, obstacol de înțelegere a semnificației conceptelor, termenilor și de asemenea să încercăm să mergem către specialistul în domeniu în contextul în care noi înșine chiar descoperim că avem nevoie de specialistul acela în domeniu și avem de multe ori nevoie de el. Doar că, din păcate, și legat de acest specialist sunt foarte multe alte mituri. Mitul 4 ne aduce un, probabil cel mai bine cunoscut stereotip referitor la psihologi. Psihologii pot să citească minți. Și acum v-aș întreba pe dumneavoastră, dumneavoastră puteți să citiți la ce mă gândesc eu acum? Sunteți psiholog? Categoric nu. Categoric nu. Da, foarte bună întrebarea. Foarte bună întrebarea. Și de efect, dacă ascultătorii noștri au fost pe recepție, cu siguranță le-ai dat de gândit cu această întrebare. Nu, nu am cum. Și spuneam puțin mai devreme că avem la îndemână baterii de teste. Nici testele acestea nu ne ajută să cunoaștem în totalitate mintea umană. Nu avem cum să pătrundem atât de adânc în toate ascunzișurile minții umane. Într-adevăr, și acum dacă aș vrea să fiu un pic rea și să fiu un pic în spiritul celor care de obicei denigrează psihologii, aș putea să vă întreb, păi și ce psiholog sunteți dumneavoastră dacă nu vă dați seama la ce mă gândesc eu numai uitându-vă la mine? Și atunci revine din nou răspunsul ăsta. Eu nu pot să-mi imaginez doar uitându-mă la tine la ce te gândești tu. De fapt, pot maximum să-mi imaginez, dar nu pot să am o certitudine. Corect. Și aici, corect. Și referitor la bateriile de teste, mi se pare o discuție foarte frumoasă, pentru că tot la fel există, derivând un pic de la mitul ăsta, concepția conform căreia dacă faci un test psihologic, sigur există niște ascunzișuri sau, de fapt, întrebarea nu e întrebarea aia, ci, de fapt, caută altceva. Ceea ce e parțial adevărat, doar că mi se pare că există o tendință mult prea mare la nivelul publicului larg de a încerca cumva să vadă ceva ce nu este. Corect, se exagerează anumite lucruri și
Din păcate, datorită acestor exagerări, nici încrederea în psiholog, ca și expert în psihologia umană, nu este atât de ridicată. De ceva timp încoace însă, oamenii se îndreaptă mult mai mult către cabinetele de psihologie, cer sprijin psihologilor, ceea ce înseamnă că am cam depășit un pic mitul acesta. Da, asta cel puțin este o veste îmbucurătoare și mă bucură și pe mine foarte mult să văd statisticile și părerile specialiștilor în acest sens, că efectiv facem un pas înainte și începem să avem încredere în domeniu și în cineva care ne poate ajuta. Doar că acel cineva care ne poate ajuta în continuare plutește într-o aură necunoscută și mitul 5, nu este nicio diferență între a merge la psiholog sau a vorbi cu un prieten membru al familiei. Da, din păcate se mai vehiculează ideea aceasta, că prietenul este mult mai apropiat de cel care dorește să se destăinuie. Psihologul, până la urmă, este o persoană străină și atunci oamenii nu se deschid atât de mult în fața psihologului cum s-ar deschide în fața prietenilor și evită să meargă, datorită acestui aspect, la un cabinet de consiliere și asistență psihologică. Și atunci se sfătuiesc cu prietenii. Nu întotdeauna prietenii dau sfaturile cele mai potrivite, nu sunt întotdeauna obiectivi în interpretarea anumitor evenimente, anumitor experiențe cu care s-au confruntat, poate și ei la un moment dat, sau nu s-au confruntat niciodată, dar experiențe trăite de prietenii care se destăinuie lor. Și desigur că în urma acestor sfaturi, rezultatul nu este cel scontat de cel care s-a destăinuit, dar se mulțumesc că s-au descărcat într-un fel sau altul la o persoană mai apropiată de ei. Și să ne mai gândim că uneori prietenii aceia se duc și povestesc, da, duc vorba de colo-colo, se supără mai tare prietenul care a vrut să-i spună păsul pe care l-a avut la un moment dat pe sufletul său, dar tot el se liniștește, iată, autosugestia ideii acesteia, cum că prietenul totuși este mai de încredere decât psihologul. Aici eu am un principiu care îmi place foarte mult, drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Și exact în sensul ăsta, mi se pare că este și problema cu a discuta cu prietenii sau cu familia. Bineînțeles, încurajăm discuțiile cu prietenii și cu familia, să nu se înțeleagă greșit. Dar în momentul în care ai nevoie de o părere obiectivă, s-ar putea ca acel prieten sau acel membru al familiei să-ți dea o părere care să pornească din intenții foarte bune, intenții extrem de bune, cu atât mai mult din partea familiei. Pentru că mama, tatăl, sora, fratele, cel mai probabil, dacă nu există un conflict în familie, nu ți vor da niciodată un sfat greșit sau un sfat cu răutate. Doar că s-ar putea ca definiția de bine a acelei persoane să nu fie binele de care ai tu nevoie. Și asta văd eu destul de frecvent, cu atât mai mult în etapa aceasta de vârstă din care fac și eu parte, cu privire la alegerea carierei. Pentru că de obicei vine părintele și spune, tu ar trebui să faci asta, pentru că asta ți se potrivește. Dar tu, ca copil, nu știu, ca adolescent, poate simți că e diferit. Și atunci, bineînțeles că părintele nu are nicio vină pentru că vede ceva în copilul lui, dar copilul mai degrabă probabil ar avea nevoie de o părere obiectivă sau ar avea nevoie de o consiliere din partea cuiva care să poată să vadă mai departe de ceea ce își imaginează părintele. În contextul, vreau să fac așa o corelație cu contextul educațional actual. În contextul educațional actual, în care se pune accent destul de mare pe învățarea aceasta de tip metacognitiv, tinerii, adolescenții de vârsta ta, da, sau cei de liceu care vor să urmeze o carieră universitară, se cunosc mai bine pe ei înșiși, chiar decât părinții lor, și de multe ori chiar își aleg cariera cea mai potrivită pentru ei. Își cunosc mai bine nevoile. Procesul acesta de introspecție la care se supun este un proces de introspecție obiectiv,
realist în același timp și totodată ei au căpătat experiențe din acestea de învățare pe parcursul anilor de studiu, care, experiențe care i-au ajutat să găsească cea mai bună soluție pentru nivelul lor de dezvoltare, pentru nevoile lor și pentru ceea ce își doresc cu adevărat să devină în viață. Dar nu putem să spunem că părintele nu a făcut tot ceea ce i-a stat în putință să-și cunoască copilul și să-l îndrume așa cum a reușit el să-l cunoască până la un moment dat. Nici copiii nu se lasă în totalitate descoperiți. Da, aici vă aprob în primul rând din calitatea de copil al părinților mei și pentru următorul mit aș putea să spun că ne-ar trebui o emisiune întreagă. Din păcate îl vom discuta la fel ca pe celelalte, dar eu pentru acest mit aș face o emisiune întreagă doar pentru că eu sunt cel mai bun psiholog al meu. Este ceva ce aud atât de frecvent la nivelul publicului larg și nu numai, și la nivelul oamenilor care studiază, asta mi se pare șocant. Mă uitam recent pe niște studii referitoare la mituri și niște cercetători investigaseră cât de răspândite sunt miturile la nivelul persoanelor instruite în domeniu. Și au descoperit niște statistici șocante, inclusiv în ceea ce privește specialiștii cu pregătire în domeniul neuroștiințelor. Și atunci vine întrebarea mea, dacă inclusiv specialiștii în domeniul neuroștiințelor mai cred în mituri, cum fac eu un om care nu este interesat sau nu se intersectează în mod direct cu psihologia să nu mai creadă că cel mai bun psiholog al lui poate fi doar el? Da, aici este mult de lucru. Este mult de lucru cu noi înșine, în primul și în primul rând, pentru că aceasta este opinia mea. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să vină o îndrumare în sensul acesta din afară. Tu trebuie să conștientizezi că până la un anumit nivel, într-adevăr, poți să fii obiectiv cu tine însăți, în contextul nostru, ca femei, și desigur poți să te autodescoperi așa cum ești. Dar noi nu putem să trăim în afara celorlalți. Trebuie să fim în relație permanentă cu ceilalți. Facem parte dintr-o societate în care nu putem să evoluăm nici personal, dar nici social, dacă nu relaționăm, nu comunicăm cu cei de lângă noi. Și desigur că anumite informații pe care noi credem că le deținem în mod absolut despre propria noastră persoană, s-ar putea să nu fie cele mai potrivite. Și avem nevoie și de îndrumarea altora. Bun, nu vrem îndrumarea unui prieten, nu vrem îndrumarea unui coleg de serviciu, dar ne putem duce către un cabinet de consiliere, să ne sfătuim cu un psiholog, putem să facem o singură ședință de consiliere și să vedem dacă într-adevăr ne-a scăpat ceva din propria noastră cunoaștere. Sinele nostru este atât de complex și de complicat încât e nevoie neapărată și de altcineva care să ne ajute să ne cunoaștem și mai bine. Discuția ia amploare și va continua imediat după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Ne-am reîntors în platoul emisiunii Dosarele Minții, alături de mine, invitata noastră de astăzi, Veronica Trandafir, profesor de psihologie în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din București și totodată doctor în Științele Educației. Doar oamenii cu tulburări mentale merg la psiholog, ce ne facem? Vai de noi, vai de noi! Da, din păcate și în contextul anului 2021 mai există astfel de idei. Ar cam trebui, pentru că tu ai venit cu o emisiune atât de bine gândită și profund chipzuită, adaptată la noutățile acestea ale societății contemporane, să încerci
prin următoarele emisiuni, sunt convinsă că vei avea o audiență foarte bună. Vă mulțumesc pentru încurajare. Să încerci ca toți oamenii, cei apropiați nouă, să înțeleagă că la psiholog nu merg numai cei cu tulburări mentale. Iar cei cu tulburări mentale, dacă au mers la psiholog, aceia trebuie să fie îndrumați de psiholog în altă parte. Adică către psihiatru. Către psihiatru, desigur. Așa că la psiholog putem merge cu toții. La psiholog ne putem simți mult mai bine decât la un moment dat în viața noastră personală. Este foarte bine să te consulți cu un expert în domeniul respectiv, un expert care este mult mai obiectiv în analiza personalității altcuiva și nevoilor personale ale altcuiva decât am fi noi înșine cu noi. Și aici eu sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră și mi-ar plăcea foarte mult să reușim cumva în cadrul acestei emisiuni și nu numai, să ridicăm și stigma aceasta care este peste acest act de a merge la psiholog. Eu am recunoscut deschis și în emisiunea de promovare și o să o fac ori de câte ori am ocazia. Probabil că dacă în fiecare emisiune se va aduce subiectul, voi spune în fiecare emisiune. Eu am fost la psiholog pentru vreo 2 ani de zile, nu în fiecare săptămână, a fost mai degrabă un program discontinu care s-a mulat pe o anumită etapă în care eu aveam nevoie să înțeleg lucruri despre mine și în momentul de față sunt aici realizând o emisiune de psihologie. Deci nu sunt nici internată într-un spital de psihiatrie pentru cei care poate se îngrijorează că s-ar putea ajunge la așa ceva. Nu pot să zic nici că am fost cumva afectată negativ prin faptul că terapia m-a obligat să vorbesc despre experiențe negative sau că a scos ceva care să mă traumatizeze. Mai degrabă, pentru mine, strict personal, a fost un demers extraordinar de util în sensul în care mi-a oferit un cadru informat și totodată securizat de a discuta despre ceea ce simțeam eu că nu pot să înțeleg la momentul respectiv. Și dacă tot fac paranteza asta, mi-ar plăcea și să înțelegem că nu este nevoie să ai o tulburare mentală sau să ai vreo problemă personală gravă sau să treci printr-un eveniment major ca să ajungi să vorbești cu cineva care te poate îndruma. Orice problemă contează și orice problemă care nu este adresată la momentul respectiv poate degenera în ceva mai grav. Și atunci eu cred că ar trebui să lucrăm activ la a ridica această stigmă și să vedem o vizită la un psiholog la un moment dat sau o vizită la un consilier vocațional sau o vizită la un psihoterapeut ca pe ceva ce ține mai degrabă de sănătatea personală. Pentru că, la urma urmei, mergem și să facem analize fără să avem vreun fel de simptome. Corect. N-ar fi greșit ca din când în când, atunci când simțim că ne copleșesc niște lucruri, cum ar fi stresul la locul de muncă sau problemele din familie, să mergem să facem o vizită doar ca să vedem dacă putem să facem ceva mai bine. Corect. Educația aceasta de tip preventiv ar trebui să fie promovată, nu? Tot timpul și mai ales de ceva timp încoace se pune un accent destul de mare pe educația de tip preventiv, dar cred că trebuie să și arătăm că facem ceva, nu doar vorbim că ar trebui să facem, ci nu aplicăm nimic în contextul acesta. Desigur, acum dacă mergi și te confesezi, te sfătuiești cu un specialist în domeniu, este un lucru foarte important, așa cum spuneai și tu, Ana, în ceea ce privește evoluția ta viitoare, în ceea ce privește dezvoltarea ta personală, te eliberezi poate de anumite probleme de care nu ești conștient, dar care au rămas acolo, undeva, da, de demult. Nu ne ducem către teoria lui Freud, da? Așa, părintele frustrării, ci ne gândim că la locul de muncă am avut un stres determinat de o perioadă aglomerată, determinat de o stare de sănătate, da, iată, vorbim din punct de vedere organic acum, o stare de sănătate mai precară, pe care iarăși nu ne-am căutat-o la timpul potrivit sau nu am prevenit anumite astfel de stări. Ei, mergem, ne sfătuim, primim într-adevăr anumite îndrumări
Dar trebuie să reținem, și asta sunt convinsă că o să rețină toată lumea, chiar dacă psihologul empatizează cu noi, ne îndrumă, ne prezintă niște strategii pe care am putea, niște posibile strategii pe care am putea să le aplicăm în contextul propriei noastre persoane, noi înșine trebuie să fim cei care să găsim, să identificăm soluția cea mai bună pentru noi, astfel încât să ne fie mai bine, să ne dezvoltăm în continuare așa cum ne-am dori, să avem o stimă de sine ridicată și de asemenea să ne simțim foarte bine în pielea noastră. Aici mi-aș permite să fac și o glumă ca să destindem puțin atmosfera. Mi-a plăcut foarte mult tiparul ăsta de câți oameni este nevoie să faci ceva și a fost adaptată și la noi în domeniu, de câți psihologi este nevoie ca să schimbi un bec. Și răspunsul era că doar de unul, dar becul trebuie să-și dorească cu adevărat să se schimbe. Cam în direcția asta mi se pare și problematica asta despre a-ți dori tu cu adevărat să faci o schimbare înainte să crezi că schimbarea poate să vină din exterior. Mitul 8 pe care l-am pregătit pentru astăzi: dacă merg la psiholog, voi primi tratament. L-am atacat puțin și anterior, atunci când am discutat despre această paralelă cu psihiatria, dar am vrut să evidențiez și partea aceasta, chiar dacă se intersectează puțin, pentru că acest tratament, din ce am observat eu discutând cu oamenii, nu este numai medicamentos. Tratamentul ăsta, cumva, din discuțiile mele și din sondajele de opinie, are ieșit ca: îmi va da teme de făcut, mă va pune să studiez cărți, îmi va cere să mă tratez pe căi naturiste. Am auzit inclusiv chestia asta, că dacă se întâmplă cumva să mă pună să iau nu știu ce tip de ceaiuri sau nu știu ce tip de plante relaxante. Deci tratamentul ăsta aici cumva extinde sfera discuției foarte mult, în sensul în care sigur mă va pune să fac ceva. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, este chiar atât de greșit ca un psiholog să ceară un anume fel de implicare care să depășească ușile cabinetului? Nu este deloc. Eu vreau să îți dau un exemplu. Acum nu este legat direct de consilierea în cadrul unui cabinet de consiliere școlară, a unui copil, elev fiind, de o anumită vârstă, care vine la cabinet și primește ca sarcină să facă o anumită activitate, să continue ceea ce a lucrat consilierul școlar sau psihologul cu copilul respectiv. Eu o să mă opresc puțin în cadrul cabinetului de terapie logopedică. Ce m-aș face eu dacă copiii cu care lucrez și exersez pronunția nu ar face câteva exerciții și acasă, câteva joculețe de exersare a pronunției? Ar trebui ca de fiecare dată să o iau de la capăt în parcursul acesta terapeutic de recuperare a limbajului și desigur că acesta ar dura foarte, foarte mult în contextul în care aș lua permanent de la capăt. Ei vin o dată pe săptămână la cabinetul de terapie logopedică. Până săptămâna următoare este destul timp, sunt 7 zile, în care eu nu le cer să facă niște lucruri extraordinar de dificile. Să se joace, să exerseze pronunția, să se ducă în fața oglinzii, să vadă dacă și-au poziționat bine dințișorii, buzițele. Deci, iată, sunt niște exerciții extrem de simple, frumoase, utile, dar pentru mine sunt mană cerească în ceea ce privește acest traseu terapeutic recuperativ al limbajului. Așa că mi se pare normal ca atunci când am terminat ședința, măcar să mă gândesc la ceea ce am făcut acolo. Că va veni de la sine, sunt convinsă, soluția cea mai potrivită pentru nemulțumirile pe care le am eu la un moment dat. Asta sună foarte bine. Mă bucur, în primul rând, că am putut să atacăm această conotație negativă a tratamentului, pentru că îmi imaginez că acești copii cu care lucrați dumneavoastră nu sunt chiar atât de afectați de aceste exerciții pe care le dați pentru acasă. Cred că mai degrabă ar fi amuzant. Mi-aduc aminte că și eu am avut o problemă în copilărie cu ș și s.
aici era mica mea problemă și mi-aduc aminte că și eu am trecut prin etapa asta de exerciții în oglindă și citit texte acasă, mă rog, texte, cuvinte la vremea respectivă, că eram copil. Și mie chiar mi se părea amuzant, adică mi-aduc aminte bucuria cu care trăiam momentul în care puteam să pronunț un cuvânt din ăsta corect. Și apoi mă duceam la următoarea ședință, nu știu, cred că aveam vreo 5, 6, 7 ani, mă duceam la următoarea ședință și pronunțam cu atâta bucurie și cu atâta încântare cuvântul ăla, astfel încât eu personal, din nou vorbind din experiența mea personală, pentru că nu sunt specialist în domeniu, nu vedeam această temă pentru acasă sau această cerință din partea persoanei avizate, dar vorbim și a psihologului pentru că acum discutăm despre psihologi, ca fiind o angoasă existențială a vieții mele, ci mai degrabă era un exercițiu care chiar mă făcea să mă simt mândră de mine și de progresul meu. Deci sper că acest termen de tratament va ieși un pic din uz și mai degrabă am putea să-l numim un fel de temă pentru acasă. Corect. Care tot pe mine mă ajută. Sigur, sigur. Mă stimulează, mă motivează, da? Îmi crește stima de sine în contextul în care am fost la o ședință la psiholog și, de ce nu, depășesc cu mai multă ușurință o anumită problemă pe care o am la un moment dat. Și mă adaptez din mers propriei mele existențe. Și noi reușim să depășim bine aceste mituri, doar că mitul 9 și mitul 10 sunt ceva mai provocatoare. Dacă merg la psiholog, acesta va vorbi despre mine și problemele mele cu alți oameni. Aici, dumneavoastră, când discutam la o întrebare, ați vorbit un pic despre confidențialitatea asta și m-am abținut cu toată puterea să nu zic de chestia asta, pentru că știam că l-am mai departe. Dar ce ne facem cu teama asta că dacă eu merg la psiholog și vorbesc despre viața mea, acel psiholog se va duce și va râde cu prietenii la cafea de problemele mele? Este foarte important ca măcar ascultătorii noștri să știe că fiecare dintre noi, din punct de vedere deontologic, respectăm principiul confidențialității, mai ales în acest context, și suntem conștienți că nu avem voie să divulgăm nimănui ceea ce am discutat cu clientul, cu pacientul nostru, în contextul acela al cabinetului, toate rămân acolo. Legislația este clară în acest context, suntem foarte atenți să o cunoaștem și să o respectăm și sunt convinsă că toți colegii mei din sistemul acesta respectă principiul confidențialității și nu numai că îl respectă, îl și aplică. Și atunci clientul, pacientul poate să vină cu deschidere maximă către psiholog, pentru că psihologul este un om de încredere care nu o să divulge nimănui din secretele pe care le-a aflat în relația cu clientul sau pacientul. Dar există și situații deosebite în care suntem obligați ca să divulgăm din secretele acestea unui membru din familie, dacă noi sesizăm că este o problemă deosebită, delicată. Și presupun, dar sper să nu greșesc eu, că mai există și un anume cadru legal. Acum nu încurajăm violența, dar știu că în anumite cazuri în care se demarează o anchetă din partea poliției cu privire la un suspect, dacă acel suspect este încadrat într-un program de terapie, din ce știu eu pe legislație, psihologul este obligat să contribuie în acel demers. Trebuie să-l ajute, sigur, să-l susțină. Dar în afară de acest context în care psihologul ar putea vorbi cu anchetatorii sau cu procurorii sau cu cine este implicat ca să dea o părere sau ca să se prezinte cu o evaluare psihologică, eu nu sunt la curent cu orice alte motive pentru care psihologul să dea detalii despre un demers terapeutic. Din ce știu eu, există inclusiv o restricție legată de faptul că dacă eu mă duc la un psiholog și dumneavoastră mergeți la același psiholog cu mine, cu siguranță psihologul nu se va gândi într-un moment să-mi spună: a, o cunosc pe acea doamnă despre care povestești tu că ai avut-o la emisiune, este și ea într-un program de terapie cu mine. Da, nu are voie să spună lucrul acesta. Nu. Sunt în niște condiții mai delicate când vorbim de boli psihice grave, acolo
fie tutorelui, fie părintelui, suntem obligați să le povestim din ceea ce am aflat, în contextul în care persoana respectivă chiar se deschide și povestește anumite lucruri grave care i s-au întâmplat undeva, cândva, de mult. Undeva, cândva, de mult, a apărut și mitul numărul 10. Nu are rost să plătesc un psiholog pentru că pot face teste online ca să aflu lucruri despre mine. Da. Noi am avut experiența învățământului online, nu? Bună experiența învățământului online, da? Cine dorește să învețe, să se pregătească, învață oricum, se pregătește oricum. Sigur, putem să aplicăm teste online câte dorim, și acelea costă, da? Dacă ne țin buzunarele, sigur, le plătim și în online, ni le aplicăm, putem să facem o scorare, dar scorarea respectivă, dacă nu este interpretată de profesionistul în domeniu, va fi o interpretare așa la nivel general și nu cred că ne ajută în mod special. Acum, costurile acestea nu sunt chiar așa de mari de mers la psiholog. Dacă mi-este permis să spun în emisiunea aceasta, toate activitățile acestea de consiliere și asistență psihopedagogică, terapiile logopedice, care se desfășoară la nivel școlar, de la învățământul preșcolar până la cel liceal, inclusiv cel liceal, nu costă nimic. Așa că părinții pot avea deschidere să-i lase pe copii în contextul în care încheie un acord de parteneriat cu profesionistul în domeniu, să-i lase către cabinete, nu-i costă nimic. Bine, e un timp care se petrece acolo, dar financiar nu-i costă nimic. Iar dacă chiar îți dorești să te autodepășești, să-ți fie mai bine, să te simți mai bine în pielea ta, este ca și atunci când te duci la medic, când te-ai simțit rău, un organ nu mai funcționează așa cum știai, cum simțeai înainte, ești obligat să te duci, te duci, nu? Te duci la medic, plătești consultația în contextul în care, desigur, te-ai dus la un cabinet particular acolo, desigur, în funcție de tariful cerut de legislația în vigoare, că toate sunt supuse, da, legislației în vigoare, plătești taxa corespunzătoare acelui consult. Nu putem să-i obligăm pe oameni, însă, da, fiecare decide în contextul în care dorește să meargă la psiholog și să-și plătească consultația sau dorește să acceseze un test online și să-și îl aplice singur pe propria sa persoană. Și voiam aici, de asemenea, am vrut să mai abordez un pic subiectul ăsta la un moment dat, dar cred că este mai potrivit aici. De ce să nu luăm și noi exemple de așa da din mediul extern în ceea ce privește mersul la un astfel de cabinet de psihologie? Da? Ați văzut în statele celelalte, europene, americane, oamenii se duc cu deschidere maximă către astfel de cabinete și chiar solicită sprijin. Nu este nicio problemă dacă mă duc acolo. Nu ar trebui să mă eticheteze nimeni în niciun fel. Și ai mai spus și tu lucrul acesta puțin mai devreme și mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă. Fapt pentru care trebuie să mă mai gândesc și la aspectul ăsta. Dacă ei pot să facă treaba asta, și noi putem. Da, poate nu ne țin buzunarele întotdeauna, dar din nou spun că o astfel de vizită nu costă prea mult. Și e mai importantă sănătatea noastră. Aș avea o curiozitate aici. Dumneavoastră simțiți că există deschidere cel puțin pentru această parte de servicii gratuite? Pentru că măcar aici pot să dau la o parte acest factor financiar.
Și în măsura în care se poate, bineînțeles, cu niște limitări, știu că mai toate instituțiile școlare au un psiholog pe care elevii sau studenții îl pot vizita. Eu sunt studentă în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, deci și eu am la dispoziție foarte multe resurse și noi avem, de fapt, foarte multe resurse la dispoziție. Mereu m-am întrebat dacă oamenii chiar le accesează. În ultima vreme chiar le accesează și eu mă bucur din punctul acesta de vedere. Vin părinții cu copiii către cabinetele noastre școlare de terapie logopedică, respectiv de consiliere școlară. Din păcate, cei mari, elevii de liceu, au și mai multe preocupări, într-adevăr, au și mai mult de învățat. Nu merg într-un număr atât de mare cum ne-am dorit noi să se sfătuiască cu consilierul școlar sau psihologul. Dar sunt convinsă, având în vedere situațiile acestea pe care noi le-am analizat în ultima vreme în ceea ce privește accesul către cabinete, sunt convinsă că o să vină din ce în ce mai mulți. Măcar să cunoască cu adevărat care este specificul muncii într-un astfel de cabinet și câtă seriozitate acordă specialiștii noștri în domeniul acesta de asigurare a consilierii și asistenții psihopedagogice în cadrul cabinetelor școlare și de terapie logopedică. Deocamdată despre acestea vorbim la nivelul țării noastre, dar este mare lucru că avem astfel de cabinete în țara noastră. Și eu mă bucur foarte mult să pot să fac parte din acest demers. Totodată mă bucur că încep să se deschidă foarte multe direcții. De exemplu, auzisem la un moment dat de o specializare în psihologia dramei. Auzisem de proiecte foarte interesante care se vor desfășura în curând și de noi specializări care apar în tot felul de probleme care țin de viața personală a oamenilor. Nu o să dau foarte multe detalii aici pentru că avem o emisiune și pentru acest subiect. Însă ce pot să spun este că îmi place foarte mult diversitatea asta care apare și îmi place faptul că începem cumva să acordăm atenție și celorlalte viziuni și că oamenii au în față nu doar o singură perspectivă, pentru că fiecare psiholog este diferit și fiecare școală sau fiecare teorie asupra căreia psihologul intervine este diferită. Și atunci, în funcție de nevoile tale, dacă reușești, nu neapărat să te documentezi înainte, dar măcar să discuți cu un specialist despre ce posibilități de abordare ai avea, poți ajunge foarte ușor să găsești ceva care ți se potrivește ție. Foarte bine. Da, da, sigur. Așa este. Sunt domenii de specializare variate, diferite. Avem oameni pregătiți în aceste noi domenii care au intrat și în România de ceva timp și ar fi bine să fie accesate de către tineri și nu numai de către tine, de către toată lumea astfel de servicii care sunt, marea majoritate sunt fără plată, mai ales la nivel de școală, la nivel de universitate. Deci această deschidere și datorită faptului că majoritatea instituțiilor de învățământ preuniversitar sau universitar au realizat foarte multe proiecte internaționale și în contextul acestor proiecte fiecare dintre noi am avut de învățat multe lucruri, ne-am înnoit domeniul de activitate cu noutățile pe care le-am învățat mergând în aceste proiecte europene. Și acum că ne apropiem de finalul emisiunii, un final pe care eu nu îl așteptam cu nerăbdare, mi-ar plăcea să am probabil câteva ore la dispoziție ca să discut miturile astea, însă, din fericire, miturile nu se opresc aici și voi reveni și în cadrul următoarei emisiuni, Ușile Închise ale Terapiei, cu niște mituri ceva mai specializate. Dacă acum am targetat doar domeniul acesta de psihologie și psiholog, în emisiunea următoare intrăm în culisele terapiei și vom încerca să descoperim ce se întâmplă în spatele acelor uși despre care toată lumea vorbește. Acel tabu pe care mi-aș dori să îl demitizăm cu privire la ce se întâmplă în cabinetul unui psiholog. Pentru că aparent nu se întâmplă niște lucruri atât de mistice pe cât ne imaginăm câteodată.
Însă până să ajungem la emisiunea viitoare, aș mai avea nevoie de o întrebare din partea dumneavoastră. Este rândul să-mi adresați dumneavoastră o întrebare la care eu o să dau un pas în spate și nu o să răspund acum, dar pentru că emisiunea în momentul de față se definește, pot să anunț cu foarte mare drag că cea de-a patra ediție va fi o dezbatere cu studenți. Nu o să anunț încă ce studenți, pentru că este o surpriză și pentru mine și pentru ei. Încă mai avem de discutat câteva detalii. Dar ce pot să spun este că vom avea o dezbatere foarte frumoasă plecând de la întrebarea dumneavoastră și celelalte întrebări pe care le vor mai adresa invitații. Și atunci mi-ar plăcea să primez din partea dumneavoastră orice întrebare care cumva atinge zona asta sau care, la care dumneavoastră v-ați dori un răspuns. Bine, e mult spus un răspuns, pentru că eu voi avea studenți și vom încerca să creăm o atmosferă plăcută în care să vedem ce spun și tinerii, dar un răspuns care să vină din partea noii generații. Asta aș putea să vă ofer. Super! Foarte bună ideea! Eu chiar m-am gândit la o întrebare și ca să vă provoc pe voi așa într-un brainstorming în emisiunea aceasta pe care tu ai gândit-o viitoare, în cât timp credeți voi că la nivelul societății actuale se vor îndrepta lucrurile în ceea ce privește cel puțin aceste 10 mituri pe care le-am discutat noi astăzi? Acum eu aș putea să dau și un răspuns sincer și un răspuns diplomatic. Să încep cu cel diplomatic. Consider că destul de curând, cu atât mai mult cu cât această emisiune asta își propune, dar ca să dau un răspuns sincer, cred că mai este foarte, foarte mult de muncă. Asta pot să spun eu acum, în calitate de invitat în cadrul emisiunii mele. Pot să spun că mai este foarte mult de muncă și demersul ăsta de față s-a născut tocmai din dorința asta de a porni cumva această muncă de care avem noi nevoie ca să trecem peste tabuuri, stereotipuri și peste ideea clasică de canapeaua lui Freud, pentru că dacă cineva se aștepta că acum vom discuta doar despre vis, mitologie, totem și tabu și celelalte concepte pentru care este Freud renumit, se pare că nu a fost chiar așa. Și se pare că psihologia are mai mult de oferit decât acele câteva controverse pentru care Sigmund Freud a devenit celebru. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat această invitație și în continuare vă urez o seară frumoasă și vă aștept cu nerăbdare la următoarea ediție a emisiunii. Și eu mulțumesc!